Auziți. Auziți, prietenilor. Fiți atenți. Ați auzit? E plin de cucurigo. E plin de cucurigo. Doamne ajută oamenilor. Auzi, Doamne, că așa cotcodăci și la mine, așa cucuriga și la mine în ocol. Tu l-ai, Doamne. Auzi, mă, mândreață. Fiți atenți aici, am venit ca să ne uităm un pic pe împrejur. Deci, domnilor, vreau să vă spun că cu voi, de față, o să aranjez curtea cât de curând. O să aranjăm curtea. Deci, domnilor, luăm ansamblu de la stradă. Să închid asta. Ia uitați aici. Au. Au. Luăm ansamblu de la stradă. Curtea va fi cu două intrări. Una aici, care va merge până în capăt, unde vor fi un garaj cu două garaje, cu două locuri de parcare. Garaj cu două locuri de parcare. Vom lăsa de la gard o distanță de 30 de centimetri ca să ne facem un alt zid. Acolo va fi o scurgere, ceva e așa, nea, au, au, au. Ăsta vine jos, ne vom lega de așa. Înțelegi că de-aia s-o și făcut bordura când se închide porta. Vor fi două porți care vor rula electric. Zdranga, zdranga, se vor aduna suprapusă una peste alta, chiar în locul ăsta. Și aici va veni încă o poartă, uitați-o. Vedeți? Plus poarta de urcare, intrare în casă. Poarta de intrare în casă, am zis că cel puțin o poartă mândreață, așa de vreo 2 metri, lată, să poată să intre pe ea. Să poată să intre și ea, să, când poarta de intrare, nu să împingi tu să deschizi, să margă încolo șenilata. Șenilata să margă încolo. Și acum fiți atenți aici. Noi acum vorbim doar și doar despre nimic altceva decât turnarea betonelor și asamblarea pământului în ștocătură înghesată. Adică îl parchetăm. Eu așa zic. Ca la bloc, ca la casă, ca la interioare. Deci, oameni buni, ori intra buldozerile. Când spun buldozerile, să vă gândiți că va fi aici exact ca și pe, nu știu cum să zic, ce șantier. Ui, ce tare vin ăștia să mă lovească. Nu știu ce trebuie să zică pe ce șantier. Vedeți, Doamne ajută. Cum a merge de să zâie pe aici. Doamne ajută la domnul primar de la Ciurila. Doamne, dă-i sănătate și bucurie la domnul viceprimar, la tot Consiliul Local, la domnul stimă și respect, Poliția Română, suntem cu poliția. La domnul polițist de aici, Vlad și colegul lui, pentru că aduce această comună, Ciurila, o aduce în pragul Uniunii Europene, cu mândreață și frumuseață și oameni de omenie. Doamne ajută! Doamne, dă-i sănătate și auziți! Eu nu fac ăsta și ele, dar eu ștampila mi-o pui acolo. Înțelegeți? Pentru că e om de omenie, mă, și astăzi am trecut, jur, mă, l-am văzut cu măturoiul, mă, dădea în fața porții, mă. La curte, acolo, dădea cu măturoiul, mă, mătura, mă. No, în fine, Doamne ajută, Ciurila, ați văzut, fac melodie, încă una mă fac. Și cu primarul, cu tot Consiliul Local, tot. No, fiți atenți aici. Aici va veni, tot frumos adus la nivel, ni buldozerile intră în jos, după aia, cum se pune, pietriș, nisip, ni sârmă din aia, nu sârmă, din ala, fier. Din ăla fier, gard de fier, jos și peste fier turnat beton. Iar peste beton vor veni dale. Frumos, mândreață, colorat, mândreață de numai. Ia, tot. Acolo, ia uitați, unde e ăsta, în drept, va veni o aripă.
până într-o parte vine unde la garaj și de acolo va veni o coaripă până acolo, pentru că ăsta să se lasă drum de servitute. Uitați, drum de servitute în cazul în care în timp voi vinde cabana sau ăla, care vrea să stea cu mine în curte. Sau dacă Dumnezeu e bun și oamenii vor fi cu mine, mai îndă câte o steluță, mai îndă câte un tap-tap. Nu mai vindem. Eu vreau aici, jur pe Dumnezeu meu și pe tot ce am eu mai scump. N-are rost să mai zic numele, că această casă când va fi gata, voi face invitații oamenilor mei. Mie să plâng. Oamenilor mei de pe YouTube care m-au urmărit atâta de multă vreme. Și chiar și de pe Facebook. Îi voi lua după anul de vechime și după, văd eu, nu dau acum afară, văd eu. Și acolo ne invit, pot să și din toată Europa. Când te-am invitat, eu tu nu mai scos nimic din buzunar. Eu îți plătesc drumul dus întors, cazare tătătăt la mine și de vineri, din momentul când ai ajuns, ca la un hotel, duș, tăci, tătăt confortul ți-l dau, tăt confortul ți-l dau. Partea aia, o parte al unu, o parte al altul. Băi, sus, tătătătătătătătăt. Jos, sală de mesă, bucătărie, tăt ce vrei. Va fi extravaganță. Acolo voi sta eu, coconașa. Ia uitați, ia colonia, voi sta eu coconașa. Uitați, vă mâncam așa. Uitați, nu vreau ca să vorbesc. Iar, să nu te gândești că sâmbătă și duminică te voi ține în casă. Nu. Dacă vom prinde timp frumos, vom pleca, că iau o mașină, da, iau o Mercedes de ăla, ca Vito, din ăla, dar nu Vito, mai șmecher, cu locuri și merem în excursie, vă duc pe la Mărișel, încoace încolo, să vă arăt împrejururile de pe aici, în fine. Da, domnilor, asta voi face, da? Asta voi avea pe fiecare weekend câte o familie. Eu plătesc drumul dus întors și voi face un podcast, familia, v-am zis, regula numărul 1, să îmi accepte să stai la povești cu mine. Filmat, nu așa, filmat. Vom face mâncare împreună, dacă ei știe să facă ceva, îi vom lăsa tătătăt pe spesele mele. Nu vorbesc aiurea, Doamne ajută. Oamenilor și așa, aici vom face ăsta, garajele. Chetruit, frumos, loc, mâncață de amenajament. Din coace, drumul. Banga aripioară să nu se înroiască pământul într-o parte aripioară. Din coace, pe zidul de aici, venim cu încă o mândreață. Înțelegeți? Cine vorbește aici? Cine vorbește aici? Venim cu câte o încă o mândreață. Ați înțeles? Ia uitați. Aici va fi încă un loc de parcare. Va fi amenajat, acolo va fi iarbă, frumos, un strat frumos de iarbă. Ia, frumos strat de iarbă, ia colea ne așa frumos, aranjat, tătătă, nu va rămâne așa. Gardul vine în continuare făcut, va fi mândreață gardul, va fi mândreață gardul. Oamenilor, aici aranjat, cred că va fi în treaptă, că acolo e mai sus, vă face o treaptă. Aici e drumul până la scări. Acum nu știu cum ne orientăm, că și de aici putem să vedem noi. Vinim ia și ia, frumos, nu-i bai, vedem noi cum. Aici va fi un pic de problemă, dar vedem, aranjăm. Și după aia, oameni buni, ia uitați-vă, așa urc scările, gândești că le cobor. Ia uitați-vă. Aici vom ridica un zid de un metru. Aici nu-i așa. Și taluzat frumos. Acolo facem zid de sprijin, zid de sprijin. Gardul se schimbă tătătăt, avem tătăcol. Aici venim frumos cu drumul până acolo. De acolo vom face o cărăruică frumoasă cu de piatră, de dală, până la margine cu ghinele și cu scări, mândreață sus, să urci direct acolo.
Oamenilor, aici va veni o umplutură de pământ, pentru că vine ăsta, vedem noi cum facem, tătătă să și e bine. Mărul ăsta nu l-am dat jos, că e bun. E bun. Deci, prietenilor, rugați-vă la Dumnezeu. Rugați-vă la Dumnezeu să nu mă îmbolnăvesc, să nu-mi șie rău. Înțelegeți? Scurgerile de acolo, uitați, bang, 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 apa o vom aduna, facem o groapă, facem o groapă adâncă de vreo 2 metri cu butoi din ăla de apă de adunat, de versări, de versări, care ne va trebui să mai o dăm una alta, să o roșie, o castraveti, care le face o cunoașă în spatele casei de moțască. Uitați-o, mândreața. Bun, și casa moțască, am impresia că mâine vine cineva să vadă cum facem interiorul și exteriorul. Va fi frumos. Doamne ajută! Doamne ajută! Așa cum mi-ai ajutat, Doamne, să-mi iau ceasul ăsta Rolex. Uitați-vă la el. Așa cum mi-ai ajutat, Doamne, să-mi iau ceasul ăsta Rolex. Ne, gândești că e fake. Vedeți-l? Gândești că e fake. Ia. Așa cum mi-ai ajutat, Doamne, să-l iau ceasul ăsta Rolex. 80 și... 90 de mii de euro, ce mai 80 și... Așa să-mi ajuți, Doamne. Să fac și casa, tă. Interiorul, ia. Ni. Uitați-vă. Vedeți? Mândreață, oamenilor. Ia. Frigiderul. Ce a zis? Că l-am aruncat. A? L-am aruncat, bă? A? Ia. Ajutați-mă, Doamne. Uitați. Tăt facem. Nu? Ni, câinile. Iar o vine câinile. Tătucă facem. Nu ne lăsăm. Vedeți-l? E acolo. Ricănăule! Uitați-l cum se ascunde după stâlp să nu-l văd. De îl văd în geam. Ia, îl vezi cum urcă sus, Nilai. Ricănăule! Vedeți-l? Da, vă pup, bă!